Doamnelor și domnilor, bun găsit la ediția știrilor locale de astăzi, sunt Bogdan Șofend. Minus 20 de grade Celsius la Făgăraș, o temperatură normală pentru această perioadă, dar extrem de periculoasă pentru suferinții de boli cronice. În opinia medicilor, temperaturile foarte scăzute din aceste zile pun în pericol sănătatea celor care se expun la frig. Copiii, vârstnicii, cardiacii, dar și diabeticii sunt cei mai predispuși la îmbolnăviri. Gernă, praznic zilele acestea la Făgăraș. Azi dimineață termometrul indica minus 20 de grade Celsius. Nu este nici pe departe cea mai scăzută temperatură din această iarnă, însă organismul se resimte. Gerul afectează în mod deosebit copiii, vârstnicii, cardiacii și persoanele cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, în această perioadă suferă și pacienții diagnosticați cu boli circulatorii, dar și diabeticii și fumătorii. Având în vedere oscilațiile foarte mari de temperatură în perioade scurte de timp, ar fi recomandate niște măsuri de luat în seamă de către pacienții cu boli cronice. Ar fi bine să nu iasă afară decât în jurul prânzului și, dacă este strict necesar, să nu-și neglijeze tratamentul și regimul pentru afecțiunile cronice pe care le au. Și pentru copii de vârstă mică, ca și pentru adulți, este valabil un echipament adecvat, deci protecție adecvată pentru extremități, mâini, picioare, față. Cel mai frecvent efect negativ ar fi al gerului, poate fi apariția de degerături la extremități, mai ales la picioare. Deci, cum spuneam înainte, trebuie avut grijă în încălțămintea pe care o folosesc să fie lejeră, să nu producă tulburări de circulație și de compensarea afecțiunilor cardiace, dacă nu au în vedere tratamentul și regimul adecvat. Vârstnicii fac parte din categoria pacienților care sunt cel mai greu încercați de temperaturile extrem de scăzute, dar și de oscilațiile termice. Ne îmbrăcăm mai gros, mai... Na, și ne ferim cât se poate de frig și stăm mai la căldură. A fost și foarte frig. A fost foarte ger, da, și frig a fost. Stați mai mult prin casă? Mai mult în casă, da, da, da. Ieșiți doar în caz de... Numai în caz de nevoie. De exemplu, acum am venit să-mi iau rețeta și... În casă mai mult. Frigul pătrunzător aduce disperare în cazul unor pensionari făgărășeni. Nu reușesc să se protejeze de ger nici în casă. Veniturile mici nu le permit luxul de a sta la căldură așa cum este indicat. Foarte frig, pui o plapă, mordu-o în plus și mor, te-ai scăpat de lumea asta. În afară de o îmbrăcăminte adecvată, specialiștii recomandă să ne imunizăm organismul pentru a face față temperaturilor scăzute. În această perioadă geroasă a anului, foarte importante sunt vitaminele A, C și E, precum și mineralele zincul și seleniul. Ar fi preferabilă o alimentație mai bogată în lichide decât de obicei și legume, fructe și mai puțin mâncări cu o digestie mai dificilă, mai ales acum având în vedere faptul că suntem după sărbători. Au mai făcut excese și pot apare decompensări la afecțiunile cronice sau afecțiuni acute la nivelul apendicelui sau vezicii biliare. Meteorologii anunță o încălzire ușoară a vremii începând de mâine. Avem parte de câteva zile cu temperaturi mai blânde. Atenție însă, nu vă lăsați păcăliți de soare. Iese unul cu dinți. De săptămâna viitoare ne pregătim pentru un nou val de frig. Hoții de fier vechi s-au mutat de la Nitramonia la Upruc. După ce au furat de pe platforma chimică aproape tot ce se putea colecta la fier vechi, acum au trecut în curtea altei societăți. Polițiștii au pus mâna pe trei indivizi care se pregăteau să scoată pe poarta unității materialele feroase furate. Hoții de fier vechi își extind ariile de acțiune. Dacă fosta platformă chimică Nitramonia este considerată deja raiul hoților de fier vechi, aceștia au trecut acum și la alte societăți. Zilele trecute, un agent de pază de la Upruc a dat alarma la poliție atunci când a dat nas în nas cu un bărbat care pusese ochii pe 15 kg de fier vechi din incinta unității. Hoțul intenționa să ducă materialul feros la centrul de colectare, însă a ajuns la poliție pentru declarații. Autorul furtului este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat și predat societății. În aceeași situație sunt și alți doi bărbați, unul din Zărnești, iar celălalt din Făgăraș, care au fost prinși de polițiști când încercau să fure profile metalice de pe stâlpii de curent din zona gaterului din combinat. Cei doi, în vârstă de 27, respectiv 31 de ani, sunt cercetați acum în stare de libertate pentru tentativă de furt calificat.
Poate să vină și cea mai grea ninsoare că Salco are acum materiale antiderapante. Se pare că societatea a început cu bine anul 2013, după ce au reclamat lipsa fondurilor pentru achizițiile de nisip și sare, dar și pentru combustibil. În sfârșit au sosit banii pentru stocul necesar intervențiilor. În urmă cu doar o lună, conducerea Salco Servă și arăta îngrijorarea în ceea ce privește stocul insuficient de materiale antiderapante. De asemenea, lipseau și fondurile necesare achiziționării combustibilului pentru utilajele de intervenție. Către sfârșitul anului 2012, societatea a primit de la primărie banii necesari pentru achiziții. De la situația de criză, Salco Servă a ajuns acum să stea mai bine ca iarna trecută. Nu am avut probleme speciale această iarnă, de fapt și nivelul de dotare al nostru este mai bun decât în anii anteriori, în sensul că am mai echipat încă două utilaje, un utilaj cu lamă pentru dezăpezire și alt utilaj, un tractor cu o sărăriță. Nici iarna, ce să spunem, n-a fost grea până acum. Ce privește căderile de zăpadă, n-au fost căderi mari de zăpadă. După cum vedeți și dumneavoastră, șoselele, zic eu că în Făgăraș arată foarte bine. Recent am fost într-un oraș, nu e frumos din partea mea să spun, dar e pe șoseala națională și dacă șoseala națională era perfectă la intrare în oraș, abia am putut să-l parcurg spre Brașov ca să ajung în Brașov, pentru că era dezăpezit. Noi suntem într-o situație bună, zic eu. O parte din suma necesară pentru asigurarea serviciului de dezăpezire pe raza Făgărașului a fost virată în contul Societății de Salubrizare și Dezăpezire în urmă cu doar câteva săptămâni. În momentul de față, oarecum situația s-a reglat față de luna decembrie anul trecut, când vă spuneam că primăria din lipsă de bani a întârziat cu plata, însă au reușit să redeseze cât de cât situația, în sensul că la sfârșitul lunii decembrie ne-au virat o bună parte din bani și am putut să aprovizionăm cu sare și cu materiale. Chiar ieri a sosit un transport de 25 de tone de sare de la Târgu Ocna și deci în momentul de față stăm și avem și ceva clorură de calciu, agregate avem cumpărate, deci singura problemă, Doamne ferește, acum bat și un lemn, Doamne ferește de utilaje, că utilajele sunt cu surprize, pot să apară defecțiunile de la un minut la altul. În prezent, societatea are în depozit materiale antiderapante și pentru combaterea poleiului, dar și mai multe utilaje specifice activității pe care o desfășoară. Avem sărărițe, trei utilaje sunt de diferite capacități echipate cu sărărițe, respectiv un auto, un container cu o sărăriță de 4 metri cubi. Mai avem încă un multicar cu capacitatea de 1500 de kilograme de sare pe transport, cel care l-ați văzut în zona centrală a orașului, care este și pentru dezăpezire și pentru combaterea poleiului, și tractorul care are o sărăriță montată pe el, care are capacitatea de 800 de litri și practic îl folosim în cartierul Florilor sau în zonele cu străzi mai înguste. E drept că societatea Salco nu a primit de la primărie întreaga sumă pe care a solicitat-o, dar banii care au intrat în cont au fost suficienți pentru acoperirea cheltuielilor de investiții, dar și pentru plata facturilor către furnizori. Conducerea societății spune că în perioada care urmează, municipalitatea virează în contul Salco restul de bani, conform graficelor cu necesarul pentru anotimpul rece. Jurnalul cu principalele informații locale de la Făgăraș se încheie aici. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine cu noi știri. La revedere!